Mi-am pus în gând să plec în Flandra. Dar nu vrea tata. Te rog, dă-mi o scrisoare de recomandare către tatăl meu. Din câte știu, ai mare trecere. Joci fals. Ia uite-te la mine. Vrei să mă faci să cred că ești un bărbat ispitit doar de isprăv cavalerești? Închipuieți că am înțeles. Jucam odată cu regina cărții. Cu o minunată îndemânare tu mi-ai luat mânușa în care ai stricurat un mic bilet. Ai pus apoi mânușa pe masă în loc de carte. Poate de teamă să nu pierzi la joc. Prințesă, văd că e cu neputință să-ți ascund ceva. Carlos, trebuie. Sunt nevoită să-ți vorbesc. Pot să te fac judecătorul meu? Ești un bărbat mărinimos și drept. Eu trebuie să iau o hotărâre. Un favorit al regelui îmi cere mâna. Povestea e ticluită cu monarhul. Sunt vândută acestui om. Iar o vânzare. Spune-mi, Carlos, spune-mi cum să scap. Ei socotesc drept marfă dragostea unei femei. Dar dragostea este singurul lucru de pe pământ care nu are cumpărător decât pe sine însuși. Iubirea nu are alt preț decât iubirea. E diamantul pe care îl tăruiesc. Sau îl îngrop. Aș fi părăsită mult această curte, chiar și lumea asta. Este însă ceva care de ea mă ține strâns legată. O fantasmă, poate, dar mie scumpă. Iubesc. Și nu sunt.